Amici, cred că a fost destul de greu să văd după scor. Noi n-am avut toată echipa, toți membrii echipei și a fost destul de greu. Crezi că lipsa liderilor sau jucătorilor a contat în miza acestui meci? Da, s-a simțit foarte mult. Nu au fost mulți jucători din defensivă și cred că s-a văzut, au fost găuri. E primul meci în care l-ați pierdut la scor? Primul meci care l-am pierdut la scor? La scor mare. Asta cred că nu a fost asta primul meci care l-am pierdut la scor mare. Dar cred că ne revenim și să facem deja față, cred, la următoarele. Dar scorul reflectă ce a fost pe teren? Pentru că pare că ați pierdut fără luptă. Ați luptat? N-am luptat, dar din păcate, da, băieții au fost destul de buni, de echilibrați și, nu știu, au lucrat pe greșelile noastre. Cum vezi șansele voastre la calificare în play-off în prisma rezultatelor, mai ales că și Rădăvil s-a obținut 3 puncte importante în lupta contra unui lider din clasament? Păi, cum să vă spun, trebuie de jucat până la urmă, diferent ce rezultate iau oponenții noștri. Trebuie să jucăm până la urmă și deja vedem ce scor, adică ce lucruri vom face și unde ajungem noi în clasament. Dar iarăși, suntem aici pentru să luptăm și să arătăm un joc frumos.